În acest videoclip voi discuta despre ce trebuie să facem cu plantele de căpșuni primăvara pentru a ne dubla cantitatea de căpșuni recoltată. Trebuie să o facem din timp înainte ca căpșunile să înceapă să înflorească și să formeze ovare. Această perioadă este perioada ideală. Există 3 pași în acest proces și, bineînțeles, la sfârșitul sezonului veți obține o recoltă bogată de căpșuni, delicioasă, abundentă și ecologică. Mai întâi, când mungurii încep să se formeze pe tufișuri, trebuie să facem următoarea operație. Îndepărtăm toate frunzele bolnave sau ofilite. Bolile sunt clar vizibile pe ele, le scoatem, le aruncăm într-o găleată și le scoatem din grădină și nu le lăsăm în grădină sau nici măcar nu le punem la compost. Apoi este necesar să aplicăm un îngrășământ natural. Acesta ar trebui să fie pe bază de azot în această fază. Se poate folosi un gunoi de pasăre sau gunoi de vită, pe care trebuie să-l transformăm în îngrășământ lichid pentru a fi absorbit și asimilat mai repede. Eu am folosit gunoi de pasăre granulat, căci am primit recent câțiva saci, el se găsește în comerț. Se diluează gunoiul, aproximativ un borcan mare la 10 litri de apă, asta în cazul în care folosiți gunoi de pasăre. Dacă folosiți gunoi de la vaci, va trebui să dublați cantitatea. Este bine să aplicăm orice îngrășăminte lichide, fie dimineața de vreme, fie seara înainte de apusul soarelui, căci va pătrunde mai adânc până la rădăcini și va fi complet absorbit de plantă. Îngrășământul din gunoi de pasăre este un îngrășământ complex pe bază de acizi humici și pe lângă azot mai conține și potasiu, mai există și macro- și microelemente care sunt necesare pentru buna dezvoltare a căpșunilor. Se efectuează fertilizarea ca o dare obișnuită a căpșunilor sub tufiș și apoi ultimul lucru pe care trebuie făcut este, bineînțeles, mulcirea. Cel mai potrivit mulci pentru căpșuni sunt paiele, deoarece ele nu conțin semințe de burieni. Mulcirea ajută la păstrarea umidității din sol și, cel mai important, atunci când tufele încep să se dezvolte și își formează căpșunii, atunci ei vor fi așezați pe paie și nu pe pământ umed, care duce la putrezirea lor sau la atacul ușor al dăunătorilor.